Girafa cea poznașă. A fost odată, ca niciodată, o mică girafă. Ea era foarte nemulțumită de felul în care arăta. În fiecare zi se gândea la picioarele ei lungi și inutile, la gâtul ei interminabil și la cele două cornițe care nu erau de niciun folos, mult prea scurte și mult prea boante. Oh, spunea girafa, mi-aș dori să arăt mai bine. Oh, sunt atât de urâțică. Și într-o zi, cum se plimba ea, întâlnește un arici. Vai, dar cât ești de frumos și ce piciorușe mici și drăgălașe ai! Da, spune ariciul, sunt foarte mulțumit de piciorușele mele. În fiecare zi mă distrez grozav. Sunt atât de scurte încât pot să mă fac ghem și să mă rostogolesc de pe deal. Vrei și tu să te joci cu mine? Da, spune girafa, sper că o să reușesc. Și nici una, nici două, se face ghem și se rostogolește, cât ai zice, pește. Girafa noastră a căzut și s-a lovit. Of, știam eu că nu sunt de niciun folos. Of. S-a ridicat tristă și a mers mai departe, când, dintr-o dată, aude dintr-un pom un ciripit firav. Oare cine e acolo? Întreabă girafa. Ajutor! Ajutor! Oh, vin să te salvez! Spune girafa și se îndreaptă către copacul cu pricina. Cine ești tu? Eu sunt un mic pui de pasăre, un foarte mic pui de pasăre. Mama mea a plecat și eu vreau să mă duc să o caut. Doar că nu știu să zbor și nu pot coborâ din acest copac. Te rog, dă-mă tu jos. Coboară-mă, dar eu nu pot să fac nimic. Am picioarele prea lungi, gâtul prea lung și cornițele urâte și boante. Îmi pare rău. Voi merge să caut pe cineva care să te ajute. Nu este nevoie să pleci nicăieri, spune puiul de pasăre. Tu ești perfectă pentru această misiune. Întinde-ți picioarele, întinde-ți gâtul acela lung și minunat și ai să vezi că vei ajunge până la mine. Girafa făcu întocmai și se miră cât de înaltă era dintr-o dată. Haide, sari, micule pui de pasăre, sari pe capul meu. Dacă vei sta între cornițe, nu te vei înțepa, pentru că sunt boante și micuțe. Așa e, spune micul pui de pasăre, este perfect. Când puiul de pasăre se așeză confortabil între cornițele girafei, girafa își lăsă gâtul în jos și ajunse cu capul foarte aproape de iarbă. Acum puiul de pasăre putu să coboare și să meargă în căutarea mămicii lui. Mulțumesc, îi spune puișorul, m-ai ajutat. Ești un animal minunat. Așa este, spuse girafa încrezătoare. Sunt cu adevărat minunată.
și niciodată nu mă voi mai îndoi de mine. Și din acea zi, girafa a fost foarte mândră de felul în care arăta și de superputerile pe care le avea.